3, 2, 1 și am plecat. Mamă, ce 3 secunde, nu? Care este primul film animat produs de Disney? Deci șatul o să fie apă, da? Da, poți să bei, că ai zis că nu vrei să bei apă de la robinet. Da. Agatha Christie. Așa, mai! Agatha Christie! Anunțăm oficial că s-a mărit echipa! E pe pentru echipă! Ca să se vadă că e următorul film. E următorul film care... Și să ne lase în comentarii despre ce cred că va fi următorul film. Da. Bună, dragilor! Suntem din nou alături de voi la Timișoara Film Society Podcast, care acum are și un nume, Acțiune. Raluca Cârciu aici, Florin Rogojinaru, și astăzi vom vorbi cu oamenii din spatele camerelor Timișoara Film Society, Ovidiu Roteliuc și Mario Farcaș. Știi faza aia, că cum vorbim cu ei dacă sunt spatele camerelor? De data asta sunt în fața camerelor. Pentru că suntem încă în febra asimptomatic, vreau să ne spuneți cum ați văzut voi toată experiența asimptomatică, așa, o descriere generală. Sau noi lăsăm prima dată să se prezinte puțin. Da, hai, cred că îi știe lumea. Uai, important suntem. Da, cred că ne știe lumea, hai, da. Bagă. Eu primul bagă. Dar stai puțin, experiența... Overall, înainte... În timpul filmărilor, după filmare. Cred că pentru mine personal a fost primul proiect al Timișoara Film Society în care eu am făcut parte din echipă 100%. Deși acum sigur se gândește că ce, nu că echipa e așa, toată lumea vorbește, nu. Pentru mine cumva, eu când am terminat facultatea, i-am cunoscut pe ei, am ținut legătura, Ovi la un moment dat m-a chemat să filmez pentru Behind the Scenes și cumva la primele două filmele lor nu prea mi-am pus amprenta, să zic așa, adică nu mi-am permis neapărat să le zic uite, mie îmi place așa, uite, hai să facem așa, știi? No, că nu eram încă în... Nu te simțeai. Prietenia, știi? Adică cine-s eu ca să comentez ceva. Dar acum la Simptomatic, cred că am fost singurul din echipă care i-am șerferit, am atras de ei. Să înțeleg, adică eu eram cel care urlam, nu? Și tu erai după mine imediat? Ordinea așa. Cu un veselitul de după, probabil. Ah, da. A, deci tu îi supăreai și el trebuia, era la obligație. Da, eu, din cauza că, nu știu, poate din cauza că sunt și cel mai în vârstă dintre ei. Și primul, nu? Tu ai dat drumul la... Da. Să printre da, primii. Da, da, știi, sună așa prea... Da, da, e okay. Sună așa un pic prea primul. Ok. Da, Timișoara Film Society a luat ființă așa, începând de la niște, nu neapărat de la niște oameni, ci de la niște idei de a face niște lucruri. Cam așa a luat naștere. Și într-adevăr are dreptate Mario, la primele două filme el a fost un pic mai reținut, poate și din cauza că se simțea nou. Cred, nu știu, dar așa era venit. Era așa un pic tot timpul mai reținut, parcă ca să-și pună părerea trebuia un pic să, ca și cum știți, da. E adevărat că s-a dat pe braț de ok și acum și mă și bucur. Și tu ai încercat să-l integrezi, că poate asta a fost ideea. Te-a chemat la Pisica Verde sau la Șoaptă ca să te pregătească pentru Asimptomatic. Da, da. Acum, într-adevăr, și mie mi se pare că a luat frâiele așa Mario și a zis ah! It's my time! Dar îmi și place pentru că eu am zis tot timpul fiecare trebuie să fie implicat, fiecare trebuie să fie puternic, pentru că dacă fiecare membru al echipei e puternic, echipa e puternică, ceva de genul ăsta, nu? Corect. Corect. Acum eu vă știu mai bine, dar vreau să vă descrieți un pic lui Florin. Dacă ar fi trei cuvinte care se descrie cel mai bine, care ar fi acelea? Poate n-ar trebui să ne descriem reciproc. Adică eu să-l descriu pe el și el să mă descriu. Ce, ce greu e să zici despre tine! Stau și mă gândesc ce aș putea să spun despre mine, nu știu, habar n-am. Știi că psihologic vorbind, așa îți dai cel mai bine o caracterizare gândindu-te la trei lucruri care te definesc. Bun, deci să facem așa? Să zică Mario despre tine. Sau să spunem fiecare despre cum te ții mai ușor.
Dar e tare să vezi ce gândește Marius da. Despre tine. Da, 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 cum știi? Da, da, e mai tare, hai, e mai tare. Hai să da. Băgăm zăzanie. Mai ales că vă știți de câțiva ani. Eu vă știu de o lună de zile și chiar ar fi interesant așa să-l văd pe Mario, care la început era... Poate era frică de tine, da, dar după a învățat de tine. Nu, nu. Păi da, că tu ai zis că ești ăla care bătea cu pumnul în masă și acum și Mario ea încearcă să țină de frâie acolo în spatele camerelor. Da, nu neapărat. Vrei să facem una una ca să avem timp de când? Să vezi dacă ăla zice mai de rău, ca să zici și tu mai. Bun. Hai să încep eu. Păi, cred că cea mai importantă caracteristică al Ovi este că e mic. Băi, e bine că e o caracteristică bună, adică sper. Bă, sincer, da, sunt mai aproape cu picioarele de pământ, știi, adică nu... Mic la stat, mare la sfat. Așa. Avi o fire foarte creativă, cred că la fel ca mine. Și motivată. Bun, asta deja e al doilea. E al doilea, da. Deci n-ai așteptat. Da, ai vrut să le alegi. La Mario, mi se pare că, adică ce am văzut așa de-a lungul timpului, e că, da, are foarte multe de dat, dar s-a abținut, habar n-am. Deci e clar, are foarte multe și nu doar în legat de chestii creative, gen, cred că tot artă, chiar și în meșteșugărit, știe o grămadă de lucruri să facă, dar s-a abținut. Are rețineri. Nu știu. Acum a început să... Păi are nevoie, cred că să-i dăm încredere. Da. Deci e un... Era cuvântul ăla, handyman, îi cu sens peorativ? Nu. Nu. Deci în sensul că știe să facă foarte multe lucruri... E descurcăreț, așa. Da, da, da. Deci asta e primul care... Pe oricum, asta cred că a fost primul lucru, sau printre primele lucruri importante pe care mi le-ai spus mie despre Mario, sau când am venit aici prima dată, uite, asta e făcut de Mario, asta a făcut Mario, da, văzut, da, am și uitat. Da, da, că de la tatălui, care tatălui a făcut toate astea, uite, poteca asta pe care o vezi, asta e din exteriorul studioului de unde filmăm noi, și zicea că tatăl tău a făcut o grămadă, după aia mi-ai spus tu, că de când erai mic, tai că tu făcea și atunci, da. Cred că asta ai furat-o, tot sau ai moștenit-o. Da. Păi și astea, ca să zicem că uite, putem să legăm acum frumos, că tot tu ai pregătit și tot setup-ul ăsta. Tot setup-ul ăsta, da, tot e făcut. Cu filmele, cu Pisica Verde acolo, e ăla de la... Păi ăla e primul film, nu? Pisica Verde. Pisica Verde, primul film. Și acolo se întrebări, stai să ne dăm așa ca să se vadă în partea aia. În partea aia. Ca să se vadă că e următorul film. E următorul film care... Și să ne lase în comentarii despre ce cred că va fi următorul film. Da. Bun, Mario... Tu ai zis și a doua chestie, da, despre mine, stai să mă gândesc. E greu, parcă am primit tema de casă. Da, da, da. Ce-mi place la Mario e că cumva are firea aia împăciuitoare, ca să zic. Adică de multe ori sunt tensiuni în grup, sunt tot felul de chestii, ca în orice grup, mă gândesc. Și cumva el... E împăciuitorul, așa, să aducă pacea între toți. Da, 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 da. Și să nu chiar supere pe nimeni. Da, chiar și dacă, prin simplu fapt din că schimbă subiectul și dă un subiect, hai să facem asta. Uh-huh. Și gata, și toată lumea asta ne scoate din... Starea asta înseamnă că e echilibrat. Ai fi surprinsă. Bun. Al treilea lucru, nu știu, trebuie să mă mai gândesc. Dacă mai... O să trebuie să greu, să se tăiem pauza. Dar n-are, îl zice mai târziu. Nu neapărat negativ, dar... E nervos. Așa, da. E impulsiv. Impulsiv. Da, ai văzut că asta o spus... Ai văzut că asta o spus și... cum o cheamă? Borca. Că ea la petrecere mi-a dat megafonul, mi-a dat aia să mă destresez, mi-a dat o grămadă de... Nu mai țin minte. Mi-a dat chestia aia să mă destresez, da, știi? Da, 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 da. Ah, da, mă, chiar. Da, da. Na, și la Mario iară ce am văzut o chestie, e... Are de multe ori niște idei, acum na, nu le-aș... Adică pot să le cataloghez ca și o sclipire din aia... foarte rapidă de geniu, adică vine cu o chestie ceva de genul hai să luăm cadrul ăsta așa și când mă uit și zic ăsta-i, da. Și asta nu vine des cu ele, dar când... Deci e spontan. Dar când ți-o zis chestia aia, nu prea ai cum să...
Nu ai cum să renunți la ceea ce zici. Și să nu o treci cu vederea, că poate, ți se pare că e o prostie, dar când te uiți, îți dai seama că spune ce trebuie. Da, asta mi-am dat seama de la început, când v-am zis că el era mai tăcut și retras, dar arunca câte o chestie. Wow. Și să știi că mulți, din cauza că o arunca din spate, mulți în echipă nu luau seama, eu auzeam și ziceam, cum, hai să vedem ce ai zis. Da, așa, da, și rămâneam. Ceva de genul ăsta. A fost exact ca profesorul care ascultă pe cei din ultima bancă. Știi că ea din ultima bancă nu vrea să găsi seama. Care ascult, hai în picioare. Așa, așa că m-am gândit acum și la gândit că cred că caracteristica ta cea mai cea, cred că ești foarte răbdător. Și răbdător la general, pentru că te ocupi și de acte și nu-ți place să faci acte. Aici răbdare cu noi, că noi acum, bine, cam la ultimele filmare ale noastre, tot timpul facem mișto că deja suntem prea bătrâni. Erica Isaac, de exemplu, că am filmat în club, eram ce se întâmplă. Și îți place să înveți mult. Adică ai învățat foarte mult pe editare, pe Da Vinci, pe... Deci cel puțin mailul de TFS m-a nebunit cu notificare de la... Cum ne zice mai? Tutoriale? De la guide-uri, da. Ah, da. De la guide-urile tale. Chiar că am întrebat chiar dacă am o vârstă înaintată, asta știu și eu, că mulți la vârsta mea nu știu dacă mai au chef să înveți. Asta îmi place foarte. Dar cred că asta te ține în priză. Cred. Că altfel nu. Deci când mă opresc... Bun. Trecem mai departe, dar prea multă măgulire, hai. Eu aș întreba acum așa, că ați vorbit de creativitate, amândoi sunteți creativi. Pentru cei care fac filme, că suntem producători de film, care sunt sursele de inspirație? Sau sunt surse de inspirație. Sau sunt surse, poate doar... Nu sunt, îți vine așa cum e, vine lui câte o idee în timp ce voi sunteți la filmări. Vă zic despre relația mea cu creativitatea, de exemplu. Nu sunt genul de persoană care se uită la un film neapărat sau... genul de persoană care caută un artist sau caută un director de imagine sau caută un regizor să-l studieze, să vadă ce a făcut. Eu sunt genul de persoană care în momentul când m-ai dus, nu știu, am avut de exemplu și la Simptomatic și la cu bucătăria lui Simi, da? Când m-ai dus în bucătărie, eu mi-am făcut un 360, instant îmi zic, uite, îmi place acolo, îmi place, hai să facem așa. Deci eu nu știu să, de exemplu, sau luăm un scenariu, de exemplu, văd scenariu, îl citesc, ori mă pun și gândesc prea mult și prea departe. Ori, de exemplu, acum cum am avut locațiile și s-a lucrat pentru locații, ne-a ajutat cineva, în momentul când am ajuns în locație, am știut exact, uite, asta îmi place, hai să facem așa. Dar nu sunt genul de persoană care să știe exact din timp, nu știu, lucrez mai ciudățel. Probabil spontaneitate. Da, exact. Da. Și îți vine asta pe un moment, adică ești și o persoană, asta înseamnă că ești practic, cum ai zis tu că ești descurcăresc, cu asta cred că cel mai bine tu când ești acolo la locul faptei, înainte să zic acțiune și noi căutăm și caută toți oamenii, bă, din ce unghi să filmăm, ce unde să punem lumina, ți acolo îți pușcă și acolo îți vine inspirația, nu trebuie să ai ceva pregătit dinainte sau ceva, cred că așa atunci vine dintre. Mie mi-e foarte ușor, de exemplu, să lucru pe ideea lui Ovi. Dacă Ovi a venit cu o locație sau a venit cu o idee, mi-e foarte ușor să o dezvolt, pentru că ideea e deja, eu cumva o gândesc deja doar vizual. Mm-hmm. Deci, practic, e ca și când Ovi îți dă o cutie și tu o desfaci și pe baza cutiei creezi. Exact. Ceva de genul. Da. Eu, într-adevăr, mă uit mult la toți ceilalți, că e clar, fiind o artă vizuală, cumva cam asta e sursa de inspirație, să vezi tot timpul ce fac alții, ce au făcut mai bun ca tine, mai slab ca tine, nu contează. De multe ori poate să vină inspirația din locuri de unde nu te aștepți. În ultimul timp, asta însemnă, nu știu, poate de la pandemie sau ceva de genul ăsta, am început să nu prea pot să mă mai uit la filme pur și simplu cum se uită oricine pentru a savura filmul. Efectiv, nu mă mai pot uita. M-am implicat atât de mult încât deja de multe ori și Cristina se enervează, știi că mă uit și după aia pac, oprești și dă un pic înapoi. Uite, vezi faza asta? Uite aici, o sări peste axa, aici o făcut aia și hai să ne uităm la film, știi? Da. Deci, probabil uitându-te mult la filme și încercând să le diseci și să vezi cum au gândit, ce au făcut, ce... Dar asta mi se pare mult pe partea de
exact cum zice Mario, pe partea de imagine, nu atât pe poveste și pe... De multe ori, dacă povestea e foarte bună, într-adevăr, și mă prinde, uit să mă mai gândesc la, la chestiile alea despre care ziceam, da. Dar trebuie să fie foarte bună. Da. Nu, eu am chestia asta la mine și cu povestea, nu. Deci la mine imaginea e sfântă. Și dacă mă uit la un film sau efectiv conduc prin oraș și văd un afiș nou care mă atrage atenție, zic, mamă, ce fain e ăla. Și chiar dacă e cineva cu mine în mașină și n-are nicio treabă și nici nu vede la ce, mamă, ce fain a făcut acolo, mamă, uite ce. Așa și cu filmele. Cred că de multe ori ți-am zis de Euforia, nu? Da. Cadrul ăla din Euforia. Hai să-ți arăt, m-am pus pe YouTube, am căutat, uite, hai să facem ceva de genul, hai să nu știu ce. Tu știi la un că... moment dat, cum nu știu, în Euforia are un cadru cu patul care cumva se dă peste cap și după aia intră pe sub și zic, hai să facem așa ceva la Simptomatic. Zic, stai, m-am gândit deja, facem dilem macarau acum, mai știi? Da. Dacă, dacă intru în notițe, eu am din Euforia mai multe episoade și scene care efectiv îți rup creierii, adică serialul ăsta, fiecare film, fiecare episod pare că e un alt film, da. Exact cum ai tu scena asta, e la un dat una e așa în discotecă. Deci ți se pare că camera vine împreună cu personajul să intre în discotecă, dar tu când exact când personajul intră în discotecă, camera intră cumva pe sub el și ajungi la etaj, mamă, te transpune dintr-un loc în altul și îți dă niște stări din astea. E la modul, mamă, serialul Euforia chiar e școală de film, pe imagine. Da, pe imagine și povestea foarte bună, e super dramatică cu adolescenți și serialul. Vezi că primul sezon, eu când am făcut clip despre el și a rupt, am făcut că fiecare episod începe cu, e interzis, e sub 18, e pentru adulți. Cu acordul părinților, peste 18 ani. Și în tot serialul sunt adolescenți, adică joacă adolescenți și tu spui că nu este pentru adolescenți. Da, da. E despre maturizare, dar e dramatic, rău și se întâmplă chestii nasoale, dar e top. Hai că am lungit-o pe Euforia, dar e chiar o lecție. Legit, oricum. Da. Urmează sezonul următor. Deci e clar, el e, din câte v-ați dat seama, el e mult pe, mult, mult pe vizual. Da. Eu am și părțile alea de poveste, adică de multe ori îmi plac filmele, bine, și un pic mai în vârstă, am prins perioada când de multe ori filmele le puteai povesti, nu erau atât pe imagine, cât efectiv aveai ce să povestești. Că acum, sincer, dacă te duci la un film de Marvel și te-aș pune să, hai povestește-mi, o să zici, bă, e o experiență, du-te să-l vezi. Adică ce poți să-mi povestești ca sărit și ca dat și ca făcut? Da, efecte speciale, multe, da. Așa, și atunci e mai mult vizual, dar eu am prins și perioada când, de multe ori, ca imagine, filmul nu te rupea. Dar ceea ce se întâmpla efectiv în film, ca poveste, ceea ce discutau, era o chestie care te făcea, te ținea lipit de ecran. Și te făcea să vorbești despre el. Da, da, am prins perioada aia și cumva și-a pus amprenta pe mine treaba respectivă. Dar te contrazic un pic, și la Marvel te poate ține povestea, gândește-te la Iron Man. Te ține personajul, te ține contextul, te țin... Na, pe mine mă țin și benzele desenate, acum nu știu cât ți-or văzut și benzele desenate, dar e un tot acolo. Da, dar ai observat, Iron Man 1 e într-adevăr foarte mult axat pe poveste și după aia a evoluat... Da. El are un backstory, că de-aia toată lumea îl iubește în ultimele episoade, pentru că el și-a creat o imagine. Da. Exact. Bun. Că Florin vorbește foarte mult de filmele românești, noi suntem pe piața filmelor românești, aș vrea să ne spuneți un pic cum vi se pare evoluția și cum vi se pare piața în care ne-am băgat, că ne-am băgat într-o piață, efectiv. Sunt evoluția... din ce în ce mai multe. Te referi la evoluția filmului românesc? Da, la evoluție mă refer la cât de multe au apărut în ultima perioadă, la câte stiluri diferite s-au abordat. Pot să încep cu ceva? Da. Dacă țineți minte filmele, toate filmele istorice, filmele făcute de Sergiu Nicolaescu, da, alea au avut un standard, dacă, nu știu dacă v-ați uitat la filme și ați văzut. Era un tipar, toți vedeau și au aceeași. Da, era un standard. Era Sergiu Nicolaescu, chiar dacă a trăit în perioada comunistă, filmele erau cam de Hollywood. Uh-huh. Așa. După aia, dacă ați observat, a început o degradare a filmelor românești, după ce a venit Revoluția și... Cred că a fost o perioadă când nici nu prea s-au făcut. S-a trecut pe o chestie aia foarte simplă, în care pui camera pe trepied, și 10 minute un cadru cu un om merge pe un drum, știi? Și la un moment dat ești ok. De exemplu, eu dacă mă duc cu gândul așa după Revoluție, că-s din 90 așa, băieți buni au fost
cam printre primele filme văzute cu Cabral și cu Dragoș Bucur. Ah, da. Erau polițiști, era, da, și da, mi s-a părut mie wow că, da, că era altceva. În perioada mi se pare că mergeau mult mai bine serialele decât filmele. Da, atunci eram la TV și acum cumva oricum... cum au avansat tehnologia. Da, povesteau și alții că înainte nici nu aveai atâtea rețele sociale sau atâtea platforme de streaming. Când se dădea la televizor de la 8, Inimă de Țigan sau ce era, prin, era toată lumea știa că la 8 ești acolo, știi? Și că nu-l mai vezi. Unde-l mai vezi după aia? Dacă nu-l prinzi acum, s-a așa dus. În pauză te-ai dus repede, te-ai mers la baie, ți-ai luat un sandwich, te-ai întors la film. Că era mai nasol, exact, nu-l prindeai. Acum trebuie să faci... E mult. Da. E mult content. Da. Și dacă ați observat, deci vă vorbeam despre degradarea aia la un moment dat, în sensul că ori nu s-au mai făcut și ceea ce s-a făcut era foarte slab, calitativ, în fine. Și după aia, acum, de ceva timp, dacă ați observat, a început iară să urce calitatea. Acum nu-mi dau seama exact ca imagine, ca poveste, ca sunt mai multe aspecte. Noi, de exemplu, am scos Pisica Verde în 2019. Și pot să spun că oamenii strâmbau din nas la filmul românesc văzut în cinema în 2019. Deci strâmbau din nas, era ceva de genul, nu mă interesează. Probabil de când cu filmele românești de genul, habar n-am, Miami Beach, Team Building și toate astea care au venit din partea dinspre București, oamenii au început din nou să accepte filmul. Au adus oamenii din nou în cinema ei, cumva. Mm-hmm. Deci oamenii nu erau obișnuiți oricum să vadă filme românești în cinema, cum ai zis și tu. Bă, filme românești nu, le văd la televizor, pe TVR sau unde le dau băieții pe gratis. Da. Nu trebuie să plătesc bilet pentru românii mei, plătesc bilet numai pentru Marvel și pentru efecte speciale. Dar nu e chiar. Mie mi se pare că, acum nu știu, voi sunteți mai tineri și sunt unii și mai tineri. Acum, perioada... Când am început generația mea să vedem filme, a fost mult pe casete video, și mi se pare că cumva am fost îndoctrinați, pentru că mie mi-a fost foarte greu o perioadă să accept limba română în film. Da, bun asta. Deci am fost, suntem... și nu doar limba română, alte limbi în afară de engleză. De engleză, așa deci e. În momentul când începeam un film și vorbea altă limbă, era ceva de genul, parcă mă zgâria. Nu e film bun sau direct. Da, deși nu are nicio legătură. E doar, mi se pare, doar o îndoctrinare, pentru că aia ni s-a turnat în continuu pe video, doar. Deși aveam, dacă voi ați văzut, ați prins casete sau... Noi am prins gen cu CD-uri, schimbam între noi, la noi am prins... Nu, dar cu dublura aia ce-o făcea, cum o cheamă? Margareta Nistor. N-am prins, ai mai știu de ea, eu am și cunoscut-o, dar n-am prins, dar am auzit că ea era... Da, deci cu toate că erau dublate, dar erau dublate în sensul că auzeai și limba engleză și imediat după îți dubla... Da. Nu era dublat cum se dublează acum. Nu era anulată. Nu, da. Nu. Și așa atunci e. Cumva mi se pare că am fost așa îndoctrinați o perioadă și... Acum, de când am observat cu Netflix-ul și de când au început foarte multe popoare să apară cu turci, coreeni, nordici... Spanioli. Mi se pare că spaniolii au o școală din ce în ce mai bună de... Da, dar limba spaniolă aia o... Da, o știi, din telenovele, că depindeau telenovele. O acceptam, mă refer la... Uite-te la filme nordice. Nu știu dacă știți limba aia încercat, care zici că e vorbită numai din gât și asta, cum o accepti? Daneză. Se pare... Da. Da, dar mi se pare că oamenii încep din ce în ce mai mult să accepte, pentru că își dau seama că de fapt nu contează atât de mult probabil limba vorbită, ci efectiv ceea ce vrea să prezinte în filmul respectiv. Dar de multe ori unii spun, eu am prieteni care spun, bă, dacă e filmul spaniol, eu îi dau audio în engleză. Ah, pe Netflix. Pentru că da, nu e niciun decalaj între mișcarea buzelor și sunetul, al sunetului, și tu o să auzi filmul în engleză și aia vorbesc de fapt în spaniol. Nu m-am gândit niciodată la treaba. Dacă sunt unii atât de deranjați, băi, eu nu pot să mă uit, efectiv, nu pot să mă uit la un film dacă e în spaniol. Deci, eu nu sunt, eu sunt nu, la mine. Nu, vezi că e adevărat, eu sunt mulți care îi deranjează altă limbă decât engleză. Doar dacă fac eu, când făceam un clip despre un film spaniol, eu nu suport, dacă nu e în engleză, eu nu-l suport. Și zic, mamă, exact mi se pare incredibil, cum? Exact ce zic. Și câteodată spaniola chiar sună foarte frumos, mai ales spaniola, e... Da. Bun. Am dat în boala filmelor și serialelor coreene. Deci... Da. Dar e un trend și sunt foarte buni. Foarte buni. Sunt atât de buni pe poveste și fac și bine pe imagine, adică sunt din ce în ce mai buni. Da.
Sunt incredibile. Și cu animeurile, că e cu animeurile. În România e o... Da, animeurile mai mult din partea japoneză. Da, da. E asiatici oricum, a, toată, dacă îi pui, sunt super creativi și din ce în ce mai mult intră pe piață. Știți că foarte multe filme americane și mai vechi sunt luate după, inspirate din animeuri. Da, de da. Exemplu, Matrix da, da. E luat 100% cică dintr-un anime. Nu știam, dar e da, top. Da, da, da. Ca să... Eu am făcut și Attack on Titans, am făcut film. Da. Acum Naruto, din câte am... Da, se face, da. A, apare Naruto? Da, film? Da. Wow. Da, am... A murit ăsta care a făcut Dragon Ball Z, sau nu? Nu știți cu asta. Creatorul? Da, creatorul. Nu știu, nu știu. Da, a murit. Da, el era foarte cunoscut. Bun, dar zi-mi diferență de la Pisica Verde, că dacă plecăm... Deci e o diferență și de la Pisica Verde la asimptomatic. La voi, el făcut efectiv. Noi? Da. Da, e clar, e evoluție și în poveste, și felul cum am prezentat povestea, și în cadre, în cinematografie, în imagine, în editare, în colorizare. E clar că e evoluție, clar. Dar oare și că e echipa mai mare? Ai nevoie de o echipă mai mare ca să faci o producție mai bună? Da. Era întrebarea asta? Nu da. E bună, da, și eu mă gândeam la echipă, da, de păi echipă. Exact ce a zis ea, că să încercăm să spunem oamenilor care, na, poate și ei vor să se apuce sau vor să facă film, clar, cinematografia sau filmmaking-ul, cum zic majoritatea, nu e vorba despre un om, n-ai cum. Dacă te duci la o nuntă, dacă filmezi un interviu, ok, te poți duce one man show și să-ți faci o treabă. Cinematografia e vorba despre foarte mulți. Nu poți să te centrezi și dai și tu cu apă, să filmezi, să mai fii și actor, să mai vrei că da. Și regizezi numele. Deși dacă vă uitați pe, sunt pe YouTube, au făcut unii oameni, au făcut un fel de video din ăsta în care a arătat cum poți să faci ca și om. Un singur om să faci un film efectiv. Ah, okay. Bine, nu să și joci, aia clar, n-ai cum, știi? Dar să fii în spate. Da, 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 să fii în spate. Și normal că după ce ți arată că el a făcut tot și a gândit tot, după aia ți arată că de fapt tot a avut niște oameni care l-au ajutat. Adică nu s-au l-au ajutat minim, da, dar nu ai cum. E un domeniu care are legătură cu foarte mulți oameni. Și dacă vrei să ajungi și în cinema, să faci și marketing, nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc cât de mult îți trebuie. Când difuzăm acest podcast, asimptomatic va fi la a patra săptămână, în cinema, cel puțin în Timișoara. Care e mesajul din partea voastră în legătură cu asimptomatic? Mă interesează aici. Am transmis de ce să meargă lumea la film. Le-am descris filmul. Dar de ce s-a făcut remarcată Timișoara Film Society cu asimptomatic? Pentru că, să le spunem oamenilor, e cel mai bine vândut film din istoria Timișoara Film Society. Sună asta. O istorie scurtă, 6 ani, 7 ani, dar cel mai de succes. Că uite, asta poate să fie acum 6 ani, când ai... Nu sunt 6 de la Pisica Verde, 5. Da. De când ați făcut, poate nici nu vis... Poate nu aveai un target, la cât de mulți oameni ai vrea tu să ajungă filmul tău. Că nu știai poate cu ce să compari sau cum să compari. Acum deja la al treilea film, cred că poți deja să compari cu față de primul, față de al doilea. Da. Și să știi poate ce vrei la al patrulea. Da, 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 clar. Dar cred că și piața, nu știu, nu neapărat piața, cred că și oamenii cumva în ultima vreme, zicea și Ovi, sunt înclinați să vadă filmele românești. Lăsând asta deoparte... Cred că am convins multă lume prin imagine, în primul rând. Cred că avem o poveste captivantă și mi se pare că am lucrat destul de mult pe partea de marketing, ceea ce noi nu am făcut la primele două filme, nu prea am experimentat cu asta. Din păcate. Și cred că asta a fost un plus destul de mare, da? Cred că foarte multă lume știe că bugetul pentru marketing ar trebui să fie... O parte însemnată, de fapt, din bugetul total al filmului e, de fapt, bugetul pentru marketing. Da. Că oricât de, nu știu, oricât de cunoscut ai fi sau oricât de cunoscuți ar fi actorii pe care îi distribui în film, aduc și ei, vin oamenii pentru ei, dar sunt oameni la care nu ajunge știrea și atunci aia cum o faci? Doar prin marketing, doar prin, da. Păi, practic, și acest podcast îl facem doar ca să cunoască lumea mai bine Timișoara Film Society. E un exemplu acum, Dune, că ați auzit de Dune acum, da, că l-ai văzut și te-a dat peste cap. Deci Dune, el e făcut după o carte, da. După o da. Serie de cărți da. Și el e un remake, deci el a mai fost făcut prin anii 1900. 1900. Da.
Toamna. Mult, de mult. În primul film are actori de top, gen, și e din ăștia foarte tineri, dar și mai în vârstă. Și l-are pe, ca și foarte cunoscut acum, e Timothée Chalamet, ăsta ce e șef francez și joacă în foarte multe filme. Și în primul film au introdus-o, gen, 5 minute pe Zendaya, care e din Euforia. Da, da, da. Ca în al doilea film, Zendaya să fie un personaj foarte important în povestea filmului. Și în al doilea film apare Anya Taylor-Joy, poate o știi din Peaky Blinders. E o altă actriță, iară foarte cunoscută, Gambitul Damei. Nu știu dacă ai văzut Gambit. N-ai văzut. Un alt serial foarte cunoscut. Și au introdus-o tot foarte puțin ca să o pregătească pentru al treilea. Dar ea a fost la toate premierele, ea apare în clipurile de marketing și toți au, adică ei au făcut clipuri pe TikTok în care zice căutați melodii Dune, scrieți Dune. Adică un marketing pe care și-l făceau ei la filmul lor. Deci, asta înseamnă că dacă un film atât de important, care e făcut după o carte, care de fapt e un remake, s-a mai făcut filmul, și totuși investesc foarte mult în marketing. Și în actori, nu, stai, prima dată, au actori de top, e directorul ăsta, Denis Villeneuve, dar nu știu dacă am pronunțat corect, dar e carieră, e top și a făcut filme de top, dar în continuare, targetul și cel mai important pas e marketing. E marketing. Da. Ca filmul tău să aibă succes. Da. Chestii fani de la partea de donut, ați văzut cutiile de popcorn, nu? Da. Da. Care s-a făcut un mișto pe internet peste tot, dar nu știu cred că care marketingul și rău e un marketing. Da. Nu știi? Nu. Știi, ai văzut de un? Da. Da. Și știi că-s vierme aia. Da. Da, și-a făcut o cutie de popcorn și capacul de la cutia de popcorn e un vierme care iese dintr-o piatră, dar are și din cauciuc făcut... Colții ăia. Da. Și tragi mâna așa și toată lumea făcea de chestia aia care a și băgai mâna. Da. 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 Ce bun. În TikTok. Dar doar gândește-te că oamenii au postat despre asta. Exact. Iar cea mai tare, știi care e cel mai ieftin marketing și cea mai bună strategie de marketing făcută vreodată de o companie? Starbucks. Starbucks-ul. Eu știu. Ei au inventat asta cu scrisul numelor pe asta. Și știi de ce? Doar te întrebau cum te cheamă, Florin. Și tu când îți luai băutura, îți făceai poză și postai pe rețelele sociale că tu ai băut la Starbucks. De ce credeți acum m-am dus să-mi iau bubble tea? La fel, ori început și ăia să scrie. La tucan ori început, da, asta e începută de mult. Dacă stai să te gândești ce zici tu, da, e adevărat. Gândește-te la simplu fapt că ți-ai un tricou cu un logo. Da. Exact. Ăla e marketing, nu? Exact. Da. Te asociezi. Da. Acum, na, nu vreau. Eu de aia nu port decât TFS sau nimic. Da, și eu am fost practic, în momentul de față, peste șefii noștri. În momentul în care unul din noi vine fără tricou, tu ești șef. Eu nu am. Eu nu am tricou. Sincer, ai venit în cămășuță. Trebuie să-i spun. Da, mi-ai tricou și am dat jos. Păi da, dacă rămâneai în cămașă, chiar erai șef. Chiar păream șef și cu cravat. Adică eu la costum, gata. Da, și noi așa angajați în tricou. Bun. Asta e un inside, nu? Da. Cred că ar fi momentul să trecem la jocuri. Da, tu ești pregătită, ai pregătit pe băieți. Wow! Nu, ai pregătit pentru băieți. Ovi l-a văzut data trecută când a fost în spate primul joc. Ție ți-l spun, vă puneți astea la ochi. Da. Și o să fie întrebări la care puteți să vă arătați pe voi sau pe celălalt. Și asta e ca să vedem dacă vă meciuici. Dacă... De exemplu, cine este Ovidiu? Tu arăți, știi? Okay. Da. Mai zis, cine e mai creativ? Asta e doar un exemplu. Și arătați unul către altul. Exact cum au zis Simi, ca și jocul cu pantoful la nuntă, nu? Da. Asta sunt doar 4 întrebări. La asta scăpați ușor. Ia să vedem. Cine dintre voi are abilități superioare de editare? 50%, da, e corect. Care dintre voi este mai talentat la filmat? Aoleu! Cine contribuie cu cele mai multe idei în timpul filmărilor? Bine, o pune ca să nu dea greș, gata. Și ultima, cine se ceartă mai des pe set? E una singură sau... Bun, dați-mi-le jos. Păi, top. Gata. Meciuiala? O să vedeți voi după aia. La asta, da, o să vedeți după aia. Acum, aici, inside, las pe Florin. Ăsta sau ăsta? Lăsăm ăsta la final? Da. Vot. Mario, eu am o surpriză pentru tine. Că tu ești cu pescuitul. Știu că tu ești cu pescuitul. E mai de copii așa, dar... Florin, o să te rog să pregătești un cronometru. Da. Stai. Așa.
Da, vei avea 5 secunde. Hai să-ți explic că m-am jucat eu un pic cu el acasă. Deci, ăsta se pornește. O să facă un sunet cam ciudat. Wow, nu ne mai auzim. Așa. Da. Și în momentul când ține gura deschisă, bagi, aștept să închidă gura și îl tragi sus. O să ai 5 secunde. Dacă reușești să pescuiești, ai câștigat. Dacă nu, ai o întrebare de cultură generală din filme. Da, stai, în câte secunde? Ce trebuie să facă? 5. Să pescuiască. Deci... A, zici că e așa greu, ce se... Nu, da, da, eu zic că e foarte ușor. Da, păi așa. Nu, ai de... Ai 4. De 4 ori să faci chestia asta. Îmi zici că îi dau drumul. Ok. 3. 2, îmi zici că îi dai drumul și zic că 3, 2, 3, 2, 1 și am plecat. Prea simplu, hai să scădem, mai 2 secunde. 4 secunde până l-a luat. Ne mai încercăm, da, 3. Stai un pic, stai, să dau rezultat. 3, 2, 1 și am plecat. Dar și verifică dinainte. Eu nu trebuie să te uiți la pește, ia uite-te la mine. 3, 2, 1 și am plecat. Mamă, ce, 3 secunde, mai are unul, nu? Asta da. E al patrulea pește. Da. 3, 2, 1, start. Tu vezi că trebuie să prinzi. Nu m-am zis tare, bro. Vezi că trebuie să prinzi, că ți-a dus 5 secunde, gata. Ah, okay, da, trebuie să răspunde la una, că oricum i-am dat prea ușor. Că e și bun pescar, are balta lui. Eu zic că mi-a demonstrat că poate să pescuiască. Hai să vedem, să-i testăm pe amândoi, să vedem ce știu despre filme. Da, că nu sunt grele. Nu sunt grele. Cine este regizorul faimos care a creat filme precum Inception, Interstellar și The Dark Knight? Christopher Nolan. Wow, ce simplu! Care e o prostie? Era să zic o prostie. Care este... Asta nu, o să fie foarte greu. Care este primul film animat produs de Disney? Nici eu nu știam. De Disney? Da. Eu știam că... Vă dau 3 variante, hai ca să... Ia. Yeah. Da. Deci avem așa, prima variantă de la Disney e Nemo. Da. Albă ca zăpada și cei 7 pitici. Da. Sau cenușărea asta. Albă ca zăpadă. Și eu tot albă ca zăpadă. Dar știți în ce an? Că e foarte vechi. Vă dau un indiciu. Nu înainte de 1900. Nu, clar, mă gândeam. 1900... Șapte. Șapte. Aproape a fost, nu cred. Nu, mă gândeam că... Așa. Una preferată mea, asta e simplu. Iar ne dai ușor. Da. Cine a interpretat rolul lui Tony Stark? Robert Downey Jr. Care a și câștigat Oscar. Da. Ați văzut povestea lui cu copilăria? Da. A mulțumit când a luat Oscarul, a zis mulțumesc copilăriei mele și după aia Academiei și soției lui că l-a salvat. El, taicăsul a fost tot actor, director, a făcut filme, am văzut documentarul și la 11 ani Robert Downey Jr. consuma substanțe ilegale, a ajuns super dependent, a ajuns la poliție, a fost arestat și gen asta e cea mai mare lecție de viață cumva din Hollywood. Uite, poți să ajungi de la zero sau că nu existi, să iei Oscar. Și zis că îi mulțumește copilăriei lui, că poate fără, dacă nu avea copilăria aia, nu era schimbarea asta. Și eu o ținut să menționeze My Terrible Childhood. Da, nice. Da, foarte tare. Și cine este cunoscut drept... asta iar e ușoară dacă sunteți un pic pe filme și dacă vă plac filmele horror. Cine este cunoscut drept regele horrorului, datorită contribuției sale la genul filmelor de groază? Și vedeți că a scris și cărți. Stephen King? Bine, și că nu te uiți la filme și le știi. Stephen King. Stephen King, da. Cu toate cărțile alea. Păi ai zis, nu, dar știi că când ai zis și cărți... Da, păi el are, nu că-s cărțile făcute de... Da, și după aia-s film. Da, prima dată-s cartea și după aia. Bine că l-am avut pe obi, că altfel dacă vrei să te număr, stărare, faină. Da, apropo de idei și de chestia asta, știți faza cu, cum o cheamă pe aia, care scrie filme, scrie cărți sau filme cu mister, cu detectivi, eu dia. Wow, știu că acum, de se vorbește foarte mult. Da, în fine. Ia știți cum o zis că și de unde vine, adică cum îi veneau ideile, când spăla vase. Și am experimentat odată. Oricum, te duce capul, te ia... Da, faci un lucru foarte... pe banal. Care trebuie să-l gândești, da? Și efectiv, e o chestie foarte... Și te duci cu mintea altă parte.
Da. Ea a alcool și prins perioada când probabil nu erau mașini, că mașini de spălat vase. Da. Și atunci se spăla totul manual și avea timp. Da. Mamă, ce absurd am. Zi. Cum o cheamă, probabil, care scrie numai mistere? Cărțina de mistere. Hai, ce slăbăi, că chiar... Cum? Ane... Da. Ua, oricum cu atât. Greta Garbo, știi. Opa. Ce, și bem? Sper că nu. Asta e pentru, e gândit pentru Ovi, dar dacă Ovi intră în dificultate, o să-i sari în ajutor. Nu știu dacă vă uitați, Mario poate da, tu poate nu, la domnul Măruță, la tot râdem noi de... Este un joc, el are un joc cu întrebările picante. Dar pentru că ție îți place picant, nu folosim picant, ci folosim niște alcool. În ce constă... Ascultă-mă, în ce constă jocul? Că nu e neapărat nevoie să bei. În ce constă jocul? Aici ai niște întrebări. Iei bilețelul, te uiți la el să nu-l vedem, să nu se vadă niciunde sau așa. Dai răspunsul cu voce tare. Dacă ți-e ok să se citească întrebarea, o citești cu voce tare. Dacă nu vrei să se citească întrebarea, o rupi, bei un shot și nimeni nu va ști la ce ai răspuns tu. Deci shot-ul o să fie apă, da? Da, poți să bei, că ai zis că nu vrei să bei apă de la robinet. Da. Ah, bine că e. Și avem la alegere. De la foarte slab. Da. Gin tonic. Ah, dar e bun, ăsta e ca suc. Astea-s ca sucurile. Da, bine, dar la mine nu se pune problema. Și dacă vrei să bei, conduce MV, am vorbit cu el, nu-i problemă. Nu vreau să beau. Da, atunci va trebui să citești. Da. Se sacrifică Mario, că tu nu trebuie să pleci niciunde, nu? Da. Atunci trebuie să vedeți amândoi întrebările. Da. Dar le, lasă-l să aleagă ce vrei să vezi. Nu, lasă-l pe el, că eu le încasez pentru cum a lăsat el pentru mine. Da, bine, hai. Deci poți să iau, da? Agata Cristi. Așa, da! Agata Cristi. Cât ai luat ideea, nu? Cât ai lucrat, da, da, da. O pornită la A-ul lui. Da, vezi, continuă. Bun, deci hocus pocus, da? Deci, mă uit fără să vedeți voi. Da, eu le știu, da, da. Da. Eu nu știu, asta e toată pregătirea Lucrei. Ea s-a ocupat de dacă nu vrei să o citești, lasă-l pe Mario direct să bea, dacă... Nu, că trebuie să zică răspunsul cu voce tare. Deci răspunsul trebuie să-l zică. Da, răspuns. Și noi nu știm la ce ai răspuns. Am făcut-o deja. Ăsta e răspunsul. Deci ceva am sau n-am. Deci... Și acum ce trebuie să facă? Păi zi, vrei să deschizi, nu deschizi? Deci am... Bea Mario, nu bea. Deci, ceea ce scrie aici răspunsul e că am făcut-o deja. Ok. Și dacă nu deschizi aia, ci că mă arătă să bea, nu? Da. Deci, dacă o deschizi... Dacă citești întrebarea cu voce tare... Deci tu fie... răspunsul nu le-ai dat. Că da. dacă tu crezi că întrebarea te compromite sau compromite timișoara, vrei să stai? Nu. Vrei să bei sau mai bine citești? Nu. El poate să bești dacă... Bun, ok. Tu puneți. Ia, vă gândiți la ce întrebare ai dacă am dat deja răspunsul, dacă am zis am făcut-o deja. Păi ai făcut ceva, dar... Care e întrebarea? Nu mă prind, eu le-am pus toate pe nu știu la care ai răspuns cu asta. Ce decizie drastică ai lua în TFS în acest moment? Păi ai luat decizia. Păi am făcut-o deja. Ai luat decizia drastică? Da. Care să zici? Păi care? Care? Că ai întrebarea. Care? Da, care? Păi decizia drastică era că aș vrea să intre mult mai mulți oameni în TFS. Ok. Asta e o decizie drastică. Deci să anunțăm oficial că s-a mărit echipa. E bea pentru echipă. Bun, deci trebuie să dau răspunsul. Da. Deci tot. Da, complet. Deci la Timișoara Film Society porțile deschise. Da. Bun. Mai încă trei. Și pentru ele cu echipa actuală. Dai casting pe să intri. Da, nu am. Da, nu. La Sasca au fost niște momente în care m-a deranjat faptul că anumiți actori nu știau textul. Și trebuia să stea Alisa prin tufișuri să le șuște. Și oricum asta cred că e o parte foarte grea. Dacă are o zi proastă actorul și nu
nu își aduce aminte replicile, dacă nu le știe pe atât de rost. Da, partea grea e că dacă... Mai ales că vă erați într-o zi, era frig, da, era da, pe da, acolo, erați în deplasare, că da, asta ca e scară mică, dar gândiți-vă la nebunii de la Dune sau la din astea, la filme foarte mari. Unde sunt implicații, da, foarte mulți bani implicați. Da, cred că nu mai vede sau e, o să fie foarte greu actorului să mai prinde după aia. Sau, nu știu. Da, nu cred, nu că, cred că atât de mult repetă... Da, șansele să se întâmple ceva de genul foarte mici. Cred că atât, e atât de pe umerii lor, atât de multă presiune la actori, da? Da. Te gândești la faza că nu, e toată echipa aia, poate sute de mii de euro s-au cheltuit pentru ziua aia, să se facă nu știu ce, și tu vii și nu știi textul. Și da, poate 100 de oameni depind de tine că... Exact. Nu. Vezi, mi se pare, zici actor, no, wow, ce fain, dar ce responsabilitate. Da. Bun. Vreau să vă zic? Aia tu decizi, nu noi. Bă, cred că și știe deja. Ce aspecte te-au nemulțumit pe set la Asimptomatic? Câteva detalii. Da. Vreți să dau și nume? Nu. Cred că știe. Ia să vedem. Îi spun pe amândoi? Uite, ai pregătit să bea! Îi spun pe amândoi sau... Păi tu știi ce ai citit acolo, de unde știu? El chiar nu știe. Eu sunt mai rău ca tine, bine, tu ai și citit de la eu, nu știu nimic. Bea! Mario, bea! Așa. E bun. Da, chiar știu, e bun ăla. Știu. Toate sunt bune. Tăiem asta, i-am făcut reclamă. Bun, rău. La Palisa ne întâlneam cu șatul, drept. Tequila. Da? Pe al doilea. Ce, o citești? Păi zici și întrebarea, pe al doilea. Adică asta ar trebui să... Da. Eu zic că da. Deci, dacă ar fi să nu mai produci un film din cele trei, Pisica Verde, În Șoaptă sau Asimptomatic, pe care nu l-ai mai produce? Și ordinea e așa, Pisica Verde, În Șoaptă și Asimptomatic. Asta e ordinea cum a fost făcută. Ah, da, știu, da. Și eu am zis pe al doilea. Deci În Șoaptă, da. Da. Poți să ne spui de ce? E un film mai diferit, cred că nu, că e cu... Să știi că nu neapărat subiectul. Nu neapărat subiectul, doar că... Au fost acolo niște hotărâri care s-au luat de genul... Alisa nu a vrut să scrie, că nu Alisa l-a scris. Pentru că ea a zis că, na, ca să scrii un scenariu de genul ăsta ți-ar trebui ceva experiență în domeniu. În domeniu. Da. Așa, dar eu nu cred că ți-ar trebui neapărat experiență în domeniul respectiv. Adică avem imaginație, imaginația de multe ori poate să vină... Dacă nu ai experiență. Da. Și dacă nu ai experiență, da. Deci mi-ar fi plăcut foarte mult ca ea să-l fi scris și dacă ea l-ar fi scris, sunt sigur că ar fi fost mult mai bun ca poveste. Bun. Deci după toate răspunsurile tale am știut exact întrebările. Da. Deci faceți echipă bună. Da. A, pe bună? Da. Foarte tare. Dragilor, acum tragem linie, da. Nu? Asta va fi al doilea episod. Eu vreau să le mulțumesc oamenilor care au văzut primul episod. Vreau să-i anunț că vom fi aici. Încercăm în fiecare miercuri la 8 seara pe Timișoara Film Society, YouTube. Urmăriți-ne pe social media, Instagram, Facebook, TikTok, pe site-ul nostru tfs.ro. Urmăriți-l pe băiatul cu filme, pe Florin Rogojinaru. Îi mulțumim că e alături de noi. Yeah. Ovi, Mario, mulțumim și ne vedem data viitoare. Yeah.